Numărul cazurilor noi de coronavirus este tot mai mare în ultima perioadă. Potrivit grupului de comunicare strategică, astăzi au fost raportate 637 de noi cazuri de îmbolnăvire. Primarul municipiului Botoșani, Cătălin Flutur, apreciază situația ca fiind mai gravă decât cea din aprilie și face un apel la populație pentru responsabilitate. 50% am spus, 50% cred că se vor ține, 50% cred că nu se vor ține. Dacă eu nu deschid școlile, în septembrie, la data când trebuie să deschid școlile, to toată lumea este toți de acasă, cum le deschid ca să ținem alegeri? Dar câți vor, care vor fi rezultatul alegerilor? Câți vor merge la vot? Și așa nu sunt ghesiuesc mulți, nu avem noi procente din alea. Dar câți vor avea curajul să ajungă la vot? Dar cine își asumă riscul pentru cei care stau în secțiile de votare? În acest context, Flutur crede că șansele ca alegerile locale programate pentru data de 27 septembrie să fie din nou amânate sunt de 50%. Pentru toți cei care sunt sceptici, pentru toți cei care nu cred, li doresc ca niciunul din ei să nu treacă prin calvarul prin care trece un singur infectat cu COVID. Și îmi doresc să putem să ne întâlnim, chiar și în formula asta cu distanțarea socială care, care este, de cât mai multe ori, fără să stăm cu frica acasă. Este mai grav ca în aprilie. Este mai grav ca în aprilie. Fac un apel la toți să, să înțelegem, pentru că să ne gândim la părinții noștri, la copiii noștri, o să sună iarăși un pic așa mai... Dar este adevărat. Alegerile locale din anul 2020 ar fi trebuit să aibă loc în primăvara acestui an, însă, din cauza pandemiei, au fost amânate pentru sfârșitul anului.